Bună dimineața, stimați telespectatori! Avem un motiv de mândrie astăzi, mai ales pentru că e Ziua Națională a Drapelului de Stat. Despre însemnătatea acestui simbol de stat și despre istoria acestui tricolor minunat o să aflăm astăzi mai multe detalii de la invitatul nostru. Alături de mine este domnul Igor Cașu, directorul Agenției Naționale Arhivelor și Istoric. Bună dimineața, bine ați venit! Hristos a înviat! Hristos a înviat, bine v-am găsit! Așadar, o zi foarte importantă, de fapt, pentru toți cei care țin la țara noastră, la Republica Moldova, Ziua Drapelului de Stat. Haideți să adresez o întrebare foarte scurtă, dar care necesită un răspuns amplu. Ce reprezintă, de fapt, drapelul de stat? Dar întâi dați să voi spun că aveți un studio foarte bun. Vă mulțumim frumos! Deci aici, nu numai satele Moldovei, schimbă anumite lucruri, dar și la voi, în sfârșit. Mă bucur tare cu mult! Asta. Văd multe culori aici, tricolor nu-l văd, dar sper că să apară pe ecran. Este! Avem în plasmă, colegi, să rugăm plasmă, să satisfacem solicitarea domnului Cașu, așa să ne bucurăm și noi de drapel. Mulțumim tare frumos pentru aprecieri. Încercăm și noi să fim la nivelul așteptărilor telespectatorilor și invitaților. Da, și noi la fel. Tricolorul, sigur, este o zi deosebită. Dacă vreți, atunci când s-a adoptat tricolorul, pe 27 aprilie 1990, așa. Deci observăm cu un an și ceva înainte din independență, așa, a fost, dacă vreți, o declarație simbolică de independență, da? Pentru că o țară care are o republică, care are însemne de stat, și în primul rând este vorba de drapel, primul vine și sistema, dar drapelul este cel mai vizibil, dacă vreți, element al identității naționale, da? La nivel cotidian. Da? Este, dacă vreți, expresia ceea ce un francez spunea în secolul XIX, Ernst Renan, națiunea este un plebiscit de fiecare zi. Deci, deci putem interpreta și această frază și ca, mă rog, exprimată în steag, da? În drapel. Noi vedem chestia asta. Este, dacă vreți, un fel de reclamă ascunsă, așa, deci e vizibil, așa, abia e, deci e banal, cumva, da, apare cumva la cineva la mașină, la cineva la, pe numeri, da? Așa. Și vedem cutii ăștia de la noi, care vedem steagul transnistrian, ăștia nu-s de la noi, da, mai ales că e urățel, așa se spune. Asta e flagul, steagul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, deci este în Transnistria, da? Deci a fost un moment cheie și, dacă vreți, după declararea limbii române, limbă oficială și trecerea la fel latină în 31 august 1989, adoptarea tricolorului a fost un alt element, o altă etapă, dacă vreți, care a premiers, a anticipat, dacă vreți, declararea finală, etapa finală a declarării independenței, care vine un pic mai târziu, în 27 august 1991. Deci a fost un bun precedent pentru a ne bucura până în prezent de independență, de suveranitate, de valori naționale. Totuși, dacă e să ne referim la modalitățile corecte de a promova drapelul, există și instituții de stat care sunt obligate să arboreze tricolorul? Există anumite evenimente la care trebuie să fie acesta arborat? Sigur că da, instituțiile statului sunt obligate în primul rând. Sigur, în afară de cele care fac reparații, ca la noi, unde tamburul întârzie cumva. Așa? Și nu avem posibilitatea. Dar o să găsim astăzi o posibilitate cumva să arborăm tricolorul, cel puțin în interior, în partea aceasta administrativă a instituției. Suntem obligați, da? Știți că arhiva de la o vreme e o instituție mai serioasă decât era odată. Și asta e bine. Pe unii îi deranjează, pe unii îi bucură, dar noi cred că îi bucurăm pe majoritatea, că le dăm, punem muzică, chestii. De fapt, e mai mult decât muzică. E o arhivă a neamului. E cumva o carte de vizită a poporului nostru. Suntem obligați, v-am spus și mai repet. Eu, de câte ori văd ce avem acolo, mă simt vinovat că doar eu sau încă 2-3 au acces la 2-3 persoane. Mm-hmm. Și vă simțiți responsabil atunci să împărtășiți. Exact, ca să mă simt mai puțin vinovat. Așa. Așadar, există niște instituții care sunt obligate. Vorbim aici de blocurile administrative, vorbim, da, de președinție, ministerie, guvern, parlament, ambasade. Da, ei, guvernul de mă au colorul celălalt, că au făcut și filat ceva. Bine, pe lângă viz, regim fără viz și mai departe,
Ideea lui, cred că este, da, cu tricolorul cel în fața guvernului. Așa? Da, foarte frumos, de altfel. A costat, lumea a mai criticat chestii, vreo 100.000 de lei, cred că. Da, da, azi ne bucurăm. Dar cred că se merită, se merită, pentru că, da, e un loc... Pentru că anterior era undeva sus, pe clădirea guvernului, când bătea vântul, așa se vedea, nu se vedea și mai departe. Dar acum are un loc așa mai special și, apropo, este zona centrală a orașului, este simbolul. Așa. Dar eu ce vreau să vorbesc? Tricolorul, flagul, steagul unui stat. Deci, în vremuri normale, este o prezență banală, așa? Să ne aducem aminte, da? Până la 24 februarie 2002, în mașini, spuneam, da? Sau în anumite contexte, eu știu, cineva sărbătorea ziua de naștere, putea să fie un tricolor rusesc, da? Așa. Și nimeni nu deranja, adică, bun, ok. După 24 august nu mai este o afișare inocentă, da? Totul are o încurcătură. E sau un dacă, mesaj. Sau, da, sau cineva pune tricolor, ucrainenii nou tricolor, e steagul Ucrainei, da, două culori. Da. Da? Dar tot după această idee. Apropo, toate aceste steaguri europene, mai ales europene, dar nu numai, pe urmă și africane, Chadul, de exemplu, are tricolor de-a nostru, fix așa, numai la cromatic o leapă diferit. Dar modele europene, așa, două sau trei culori, sunt imitate, dacă vreți, după steagul Franței, da? Franța revoluționară. Și la noi vine în spațiu acesta la 1848, da? Țăranii din Valea Prahovei, din zona Comarnicului, mai exact, primii au arborat tricolorul, da? Simbol al dreptății, egalității și sacrificiului care l-au făcut strămoșii noștri pentru a trăi independență, pentru deci a perpetua identitatea și mai departe. A mers cumva după dezideratul lui Jean-Jacques Rousseau, egalite, fraternite, liberte, exact. Și am preluat după virtuțele exact. Neamului nostru. Așa. Exact. Toată lumea probabil știe deja despre emoțiile pe care le generează un drapel, tricolorul nostru, de exemplu, vorbim aici de un sentiment de apartenență, vorbim de mândrie, vorbim de datoria noastră de a cinsti memoria înaintașilor, dar despre semnificația acestor culori, ce ar trebui să cunoaștem? Da, ele sunt, apropo, ele vin, deci, în spațiul românesc, vin prin Revoluția Europeană de la 1848, așa? Și să ne amintim că rușii au fost cei care au înăbușit-o, inclusiv în Principatele României, inclusiv în Transilvania au ajuns, da? Ce înseamnă aceste culori? Da, și, dar nemijlocit în Basarabia vine cu sfatul țării, da? Deci vine în toamna anului 1917, da? Deci era tricolorul, dar dispus vertical, nu orizontal, așa? Deci vine în spațiul nostru din această perioadă, în mod special, da? Și pe urmă a fost adoptat ca steag național, drapel al Republicii Democratice Moldovenești, da? Cea care își declară independența în 24 ianuarie 1918 și apoi 27 martie 1918, deci unirea cu România. Ce semnifică? Semnifică, în primul rând, galbenul ăsta în mijloc, da? Ca și la ucraineni. Lanuri de grâu, da? Simbolul, roadă? Da, roadă, deci ceea ce era în perioada sovietică, Solnicinaia Moldavie, da? Și rușii o vedeau asta cu verde, da? Verdele astea în mijloc, da? Steagul risiei moldovenești era acesta, deci roșu, fon roșu și o bandă, o linie verde în mijloc. Urât, urât era, așa? Și, bun, o leacă poate mai, dar nu cred că frumusețea tare era, evident, sistemul aurisese secera și ciocan în partea stângă sus și steluța, evident, cum fără steluță. Deși steluța nu este neapărat un simbol sovietic, el este și pe flagul american, inclusiv roșu în timpul războiului și mai departe. Pentru că a fost această chestiune de interzis simbolurile comuniste, secera și ciocanul și steluța. Secera și ciocanul, da, steluța nu este neapărat
Bine, pe steagul SUA se reprezintă fiecare stat în parte. Exact, exact. Și roșu chiar în timpul războiului, deci el era folosit, deci nu este neapărat. Și nu numai la americani. Deci avem galben în primul rând, aș menționa aici, albastru, cerul, da, cerul și, dacă vreți, aspirație spre libertate. Cerul asta a însemnat întotdeauna, da? Deci libertate, infinit și mai departe. Și roșu, sacrificiu. Deci sângele pe care, pentru că națiunile, vrem, nu vrem, dar națiunile, vedeți, și astăzi Ucraina, existența ei este, și a poporului ucrainean este negat de ruși. Și, apropo, ceea ce spărea că e fantastic, s-a întâmplat în 91, dependenți peste noapte, poftim, țări ca Ucraina trebuie să verse sânge. Salute. Credeam că nu, că trăim într-o perioadă post-istorie, cum spunea Fukuyama în 92, când totul e foaie verde lobul, dar nu chiar foaie verde lobul. Deci națiunile mari care deranjează anumiți actori într-o anumită parte a lumii, cum este acum Ucraina și invazia aceasta rusească, deci roșu acesta se justifică prin această, sau semnifică, deci sângele, sacrificiu strămoșilor pentru ca noi să trăim într-o țară independentă, să vorbim o limbă, să ascultăm muzică de la Moldova 1 sau de la arhiv, să avem alegere, să ascultăm tot ce vrem. Am aflat deja și această frumoasă informație și e interesant că inclusiv la școală, din clasele primare, copiii sunt obișnuiți cu aceste detalii, pentru că așa creștem și o generație familiarizată cu simbolurile de stat, cu valorile noastre de identitate națională. Vreau să aflu cum s-a trăit, de fapt, cum s-a simțit drapelul de stat în perioada 1990 până în 2010, pentru că noi marcăm Ziua Națională a Drapelului începând cu anul 2010. Dar în acest interval, ce a fost? Bună întrebare, văd că m-ați pregătit, dar și eu m-am pregătit. Într-adevăr, o întrebare extraordinară, pentru că, deși s-a adoptat tricolorul în 27 aprilie 1990, 20 de ani n-a fost zi națională. Și nu este întâmplător, pentru că unii au fost deranjați. Mai exact, guvernarea lui Voronin, așa, pe CRM-ul, 2001-2009. Voronin chiar a spus în decembrie 2007, s-a scăpat în public, cred că a spus-o mai înainte în privat, dar în decembrie 2007 a spus-o în direct, că tricolorul este un flag prea românesc, un drapel prea românesc și este chiar fascist, de felul, da? Și cineva i-a reproșat, zice, Vladimir Nicolae, dar de ce când ați dat jurământul de președinte în 2001 și 2005, ați sărutat acesta? Adică cum putem să spuneți, da? Deci, dumneavoastră v-ați dat seama ce a spus? Și el a găsit o ieșire din situație, ori că el, ori că i s-a spus, zice, da, dar eu am sărutat partea de jos, roșu. Care s-a păstrat, cum ar veni, da? Adică culoarea lor, a comuniștilor, da? Și foarte interesant că în această perioadă, e foarte bună observație, apropo, s-a încercat tacit, mai mult sau mai puțin, promovarea unui alt drapel, chipurile mai vechi, ca și chestia asta, că Moldova e mai vechi, adică România și mai departe și mai departe. Într-adevăr, și tricolorul este un fenomen de secolul XIX, da? Dar tricolorul care îl avem, totuși el redă cel mai fidel, dacă vreți, tradiția drapelurilor din țara românească, da? Deci din Moldova, da? Deci din cele două principate dunărene. Și ăștia, deci comuniști, ăștia cu stânga, cu Rusia și mai departe, au încercat să promoveze steagul roșu, cu care îl vedeți la site-urile astea. Așa? Nu să nu le facem reclamă, da? Nu le facem. Dar știi ce e interesant? Deci roșu cu bourul acela, da, care e mai mult bou decât bour și zimbru, da? E foarte interesant acolo, ce fel de bour aleg e acolo. E foarte interesant, Heraldica, apropo. Foarte interesant, da, da, da. Începând cu 2010, deja ne mândrim că avem parte și de o zi națională. Putem să-i etalăm cu mândrie și mai ales cu responsabilitate drapelul național, pentru că e mai mult decât un prilej de a ne bucura. E și o responsabilitate, e de datoria noastră să păstrăm într-adevăr aceste valori și să le transmitem mai departe. Domnule Cașu, vă mulțumesc tare frumos că ați venit în această dimineață. Mult spor în tot ceea ce faceți și așteptăm! Mulțumim! Noi... Și big tune, da!